Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a încerca astăzi o radiografie, am spune noi, mai mult decât pertinentă, a situației actuale din România, o Românie deloc fericită în această primă parte a lui 2020, o Românie chinuită din toate punctele de vedere și izolată în egală măsură, spune invitatul nostru, alături de o persoană care a văzut foarte multe lucruri și care de fiecare dată a emis păreri pertinente despre acele situații. Așadar, doamnelor, domnilor, astăzi avem plăcerea de a-l găzdui pe domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Murega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiu. Bună ziua, domnule profesor, mă bucur din nou că sunt în legătură directă cu ascultătorii dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, este un radio regional și mai mult decât regional, putându-l să-l asculți, dacă vrei, până la 40 de kilometri distanță de București. Așa este, stimate domnă, iată că lucrurile se precipită. Știrea zilei, fără îndoială, poate surprinzător, poate nu, pentru cei care citesc dincolo de evenimente, demisie înaintată astăzi de către fostul, putem spune, prefect, domnul Cristinel Rujan. Repet, poate surprinzător pentru unii, poate nu. Cum se vede această demisie în contextul în care ieri, de exemplu, nu se zvonea măcar nimic la nivel de târg? Da, probabil că fostul prefect Cristian Rujan a fost hărțuit de controlele care s-au făcut de la nivelul Ministerului de Interne și în același timp vreau să vă spun că domnul lui a fost detașat din funcția pe care Corect. O are la nivel național Corect. Pentru un an de zile. Și la începutul lui august, din câte știu, deja se împlinea anul. Așa că și-a dat demisia înainte cu 7, 8, 10 zile. Nu este o chestiune de a pune probleme, cu atât mai mult cu cât în mod categoric liberalii doresc să aibă și prefectul județului ca să aibă instituțiile publice în mână, serviciile deconcentrate. Deci acest lucru nu îl face decât să îl repună în funcția pe care a avut-o, pentru că ea este ocupată prin concurs la nivelul Bucureștiului și se va întoarce, din punctul meu de vedere și al legalității, pe funcția pe care a avut-o la București. Algoritmul de înțelegere între PNL și PMP, nu știm exact la ce se referă. Cine credeți că va da prefectul? Pentru că știm cu toții că numirile sunt politice, deși paradoxal, iată, în alții funcționari publici sunt apolitici. Fiind mai multe partide care susține guvernul, asta spunem că exact. Și PMP-ul și USR-ul și mai știu eu cine au înființat două posturi de subprefect care PMP-ul ca să mulțumească exact, să mulțumească partidele. PMP-ul și-a pus un subprefect și în același timp și liberalii și-au pus un subprefect pe care eu îl apreciez foarte mult pe subprefectul liberal pe Virgil, care este un băiat foarte bun, da. Este un om citit, este un om... Și cu experiență, atenție! Cu experiență, că a mai fost subprefect și care stăpânește foarte bine problemele. Eu m-aș bucura dacă l-ar numi chiar prefect, în funcție de subprefect. Credeți că este posibil această variantă? Ar fi foarte posibil dacă s-ar gândi în mod real la faptul că Drăgușin, Virgil, cunoaște foarte bine problemele Corect. Județului. El a lucrat și în calitate de director adjunct, director economic la nivelul agriculturii, așa că cunoaște foarte bine specificul județului Gorj. Și atunci, sigur, s-ar putea ocupa alături de președintele Consiliului Județean de Cosmin Popescu ca să aducă fonduri în Gorj și, de ce nu, poate să îmbunătățească o serie întreagă de activități la nivelul dezvoltării economice a județului Gorj, gândindu-mă la turismul care este aproape inexistent din partea Consiliului Județean și care cred că de această dată, după mai multe critice pe care le-am făcut,
că se va gândi neapărat în programul pe care îl va elabora și va veni în fața cetățenilor la alegerile de pe data de 27 septembrie, va veni categoric cu un program de dezvoltare și a turismului, a ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Corect. Pentru că, de fapt, în afară de infrastructură, de o infrastructură mai bună, cu asfalt, în care să poată să pătrundă pe toate cheile Sohodorului, Galbenului, să pătrundă la, cu asfaltul până la izvoarele Cernei, acolo se poate face chiar un hotel și mai multe pensiuni. Sunt chestiuni care se pot dezvolta. Iată, în perioada coronavirusului, cele mai bune afaceri au fost cele care au avut și au pensiuni. Chiar dacă imbecilitatea guvernului nu a permis ca în restaurante să se poată desfășura activități. Așa este. Este inadmisibil așa ceva, pentru că suntem, dacă vreți, țara singură din Europa care nu am dat drumul la restaurante. În alt punct de vedere, aș vrea să vă spun că acest coronavirus pe care ei îl trâmbițează mereu cu valori foarte mari, haideți să fim serioși că valorile la italien sau la spaniol sunt mult mai mari. Dar nu fac asemenea propagandă destructivă care pentru economia țării. Scopul este ca să educă pe oameni cu zahărelul până la alegeri locale și, pe urmă, votați imbecilii care, de fapt, v-au ținut în casă și v-au ținut totdeauna sub sechestru. Pentru că este inadmisibil așa ceva. Deși ei au criticat și spuneau că să nu respecte decizia Curții Constituționale. Păi, dar nu-i rușine lui Ludovic Orban. Da, o premieră. Când adică, un premier spune, iată, să nu se respecte... Adică el ce face? Să nu se subordonează Constituției? Pentru că Curtea Constituțională este realizată, numită în spiritul Constituției și are drept ca probleme să pună de acord o serie întreagă de legi cu Constituția, ori în condiție în care răpești dreptul la libertate, dreptul la circulație. Deja poți să spui că s-a introdus o frică și o panică în rândul românilor și nu numai a gorjenilor ca să respecte ceea ce spun demenții. Pentru că este inadmisibil așa ceva. Vedeți? Ei fac mare tantan de coronavirus, că este un virus. Vreau să vă spun, dragi ascultători și dragi mei prieteni, Italia a făcut mai multe autopsii. Și după autopsiile pe care le-a făcut la morții din coronavirus, au constatat că nu este un virus, ci este o bacterie. O bacterie care nu face altceva decât coagulează sângele, blochează circulația sângelui și automat provoacă moartea, în special la cei care sunt bolnavi și de alte boli cronice. Pentru că noi știm foarte bine, circa 80 și ceva la sută, care au murit de coronavirus, au avut și alte boli cronice. Și spun foarte clar, ca tratament, se ia antiinflamatoare, ceea ce înseamnă paracetamol, se ia antibiotic și o aspirină, o aspirină care să împiedice coagularea sângelui în cheaguri și așa mai departe, care să blocheze funcțiunea inimii. Se va lămuri. Deci, iată problemă. Că, până la urmă, eu aștept cu nerăbdare ca să pună PSD-ul moțiunea de cenzură, măcar acum când vine? Dau un număr. Poftim? Vine acea moțiune? Pe că tot auzim de trei luni. De trei luni de zile trâmbițează marele împărat Ciolacu, care n-are niciun fel de credibilitate din punctul meu de vedere. Adică spui și tu, spune și Ponta de la Pro-România că o să pună moțiunea de cenzură, însă nimic. Cu atât mai mult cu cât au problemele și legate de legea pensiilor. Ei, în loc să majoreze pensiile cu 40%, n-au majorat nici măcar la cei care au pensii mici, nenorocite, de 6 adică milioane, acei vechi, vitregiți. 6 milioane, 10 milioane, până la 20 de milioane, ei trebuia să promoveze o lege în care să nu pună niciun fel de impozit până la 20 de milioane de lei vechi. Corect, mi se pare pertinent. Și de la 20 de milioane încolo să înceapă gradual. Nu cum au propus ei, o să ia 85% sau 75% cei care depășesc de, vezi, Doamne, de 10.000 de lei sau de 7.000 de lei. 7.000 de lei. Deci este inadmisibil așa ceva. Ca să
trăiești în țară, în condiții în care gazele s-au scumpit, energia electrică s-a scumpit, mâncarea s-a scumpit, o serie întreagă de taxe locale pe terenuri, pe case au crescut. De unde să plătească amărul? Pașca faptul că, iată, de unde în contextul COVID, mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Exact. Adică asta este o altă dramă. Drama va fi și mai mare pentru județul Gorj când va dispărea complexul energetic Olteria sau se va restructura și vor rămâne o treime din cei 13.700. Partea paradoxală care este extraordinar de acută este că actual manager nu dă impresia că este un management și în mod real nu este un manager bun, pentru că el este cunoscut de când a condus Compania Națională a Lignitului. Ori n-a avut niciun fel de performanță. Performanțele au fost ale celor care l-au pus în funcție, adică a hoțiilor și a escrocheriilor. Așa cum de fapt este un individ care transportă oamenii cu autobuzele lui Tasu și lui Măsa, care le au niște rable sau ce mașini mai au, transportă muncitori în cariere, ca pe furnici. Ori este inadmisibil așa ceva. Și el câștigă JR, pare mi se că este firma, și ei câștigă anul trecut 2 milioane de euro. Și administrator, cine credeți că este? O fată de 19 ani. Experiență în domeniul economiei. Experiență în domeniul economiei. Păi, experiența lui Tasu în domeniul furatului și a celor care au încheiat contract de la Complexul Energetic Olteria. Dacă ar fi să riscați un pronostic, cât credeți că mai rezistă în actualul context CEO? Iată, se pune presiune pe emisiile de dioxid de carbon, se pune presiune pe restructurare, se pune presiune pe retehnologizare, că tot auzim, retehnologizare. Cât mai rezistă CEO în piață? Cât mai sunt slugeri la guvernare. Adică, până la alegerile din 27 septembrie. După 27 septembrie o să vedeți o restructurare drastică, pentru urmează ca numai câteva grupuri, 2-3 grupuri să treacă pe energie, pe energie produsă de gaze și nici de cum de cărbune. În condițiile în care Germania, vreau să vă spun, că exploatează cărbunele și au dat lege pe 35 de ani. Îi întreb eu pe parlamentarii noștri și pe parlamentarii în general din regiunea Oltenia, de ce nu au promovat o lege, măcar cei de la PSD și Pro-România, care au majoritatea parlamentară? De ce nu au promovat o lege care să dea un orizont de timp de 35 de ani și nu să fie slugile plății a dioxidului de carbon așa cum vor ei? Și în alte condiții încât Germania, iată, pe 35 de ani și pe urmă mai dă o altă lege și mai prelungește încă 35 de ani. Sau Slovenia a cumpărat, a făcut două grupuri energetice pe cărbune, Slovacia, pardon, două grupuri energetice pe cărbune cu fonduri europene. Adică Europa este pentru unii mumă, pentru unii ciumă. Iar ciumații sunt la București, nu sunt în altă parte. Pentru că ei fac drepți. Cum strănută, ei și fac gripă cei din guvern și mai ales acest cretin de Iohannis, care e președintele României, dar nu și al meu. Ce este interesant, poluatori la nivel de Europa au fost fără discuție încă de acum 150 de ani când s-au pus bazele, chiar 170 de ani când s-au pus bazele energiei, iată, pe cărbune, Marea Britanie și Germania. Și aceste două țări merg în continuare pe energia pe cărbune, deși sunt primii mari poluatori. Cu cât Marea Britanie nu mai respectă nicio normă UE. Da, acolo oricum situația... Rusia merge, noi am făcut import de la sârbi. Sârbii au pe cărbune energie electrică. Dar nu interesează că nici nu vor să intre în Uniunea Europeană. Pentru că în Uniunea Europeană, când am intrat, a fost sclavie pentru români. Nu a fost altceva. Distrugerea a tot ce am avut cu guvernanții care au furat împreună cu străinii, distrugerea industriei, distrugerea întregii economii, pentru a elibera forța de muncă bine pregătită profesional și a pleca în lume cei din România, în special specialiștii de care avem nevoie în domeniul construcțiilor, în domeniul industriei și așa mai departe. Trist. Trist, dar adevărat, asta e. Ce spuneți dumneavoastră?
Fără îndoială, o altă știre aici în plan local, Partidul Social Democrat, filiala Târgu Jiu, pierde un om cu vizibilitate, pierde un om în funcție, președinte executiv al formațiunii politice, respectiv viceprimar al municipiului. Domnul Adrian Tudor a părăsit vineri, dacă nu mă înșel, și înainte de misia din organizație, iar astăzi l-am văzut în compania cunoscutului actor Florin Călinescu, lider al unei formațiuni noi, unei formațiuni de care, sincer, n-auzisem mare lucru. Știam că înființase Florin Călinescu, iată, Partidul Verzilor. Ce se petrece, iată, cu această trecere? În acel live făcut de domnul Adrian Tudor, l-am văzut în egală măsură, în live, în filmare, și pe domnul Matei Nedrag, cândva lider PNL, ulterior a trecut la ALDE, după care a dispărut din peisajul politic local. Ambii având tricouri verzi și fiind în compania lui Florin Călinescu. Eu cred că ar trebui să acordăm mai multă credibilitate Partidului Verzilor. Pentru că Florin Călinescu este o personalitate cu corect, multă cultură și care este un om patriot. Și ar trebui categoric să le dăm mai multă atenție, pentru că de fapt ei ce fac? Ei se ocupă de împăduriri, ei se ocupă să nu se defrișeze pădurile cum s-au defrișat într-un stil barbar de austriezi și de alții și așa mai departe. Dar eu vreau să vă spun că în ultima perioadă și în ultima lună de zile au fost doi primari care au plecat de la PSD. Este vorba de primarul de la Tismana, da, care candidează la Partidul Național Liberal, este vorba de primarul de la Godinești, care la fel pleacă la Partidul Național Liberal. Și vă spun acum motivele, că m-a sunat cel de la Godinești, primarul, el fiind președintele și liberalilor pe timpul cât am fost eu la Partidul Național Liberal, și vreau să fac o mențiune că în perioada cât am fost de 9 ani de zile nu mi-a plecat un primar. Un primar. Ba am câștigat primării care le avea PSD-ul în linie, dacă vreți, trei orașe. Sadu Bumbejiu, Cărbuneștiul și Turcenii. Acum nu mai este niciuna. Nu mai este niciuna. Pentru că le-a preluat PSD-ul, dar PSD-ul nu va câștiga 55 de localități cum au trâmbițat unii din... Au target. Au target, 55. Au target, dar eu vă întreb eu, nu și-au stabilit ei și target pentru președintele Weber și pentru președintele executiv să meargă pe la fiecare organizație și să vadă ce se întâmplă, să meargă pe la fiecare primar, să adică se ia pulsul din teritoriu. Igor că da. Pentru că eu, la trei luni de zile, când eram președinte de partid, treceam pe la toate localitățile. Și stăteam de vorbă cu oamenii, stăteam de vorbă cu primarii, stăteam de vorbă cu primarii în funcție, indiferent de culoarea politică. Aveau proiecte, îi sprijineam, chiar dacă era altă culoare. Nu mă interesa culoarea, mă interesa dacă pisica prinde șoareci. Adică dacă ei făceau treabă și erau interesați de proiecte, nici de cum nu le întorceam în spatele. Și pot să spună foarte mulți PSD-și, dacă nu i-am sprijinit, fiind președinte al Partidul Național Liberal sau parlamentar de PNL. De altfel am mai spus deci aici. Eu vreau să vă spun foarte clar că nu se poate, și eu am fost de acord nu cu plecarea primarului de la Godinești, că nu mă ocup eu de aceste probleme, dar am dezavuat total modul în care gândește conducerea PSD Gorj în frunte cu Weber, o conducere bicefală. Adică la Godinești primarul era primar, iar când candida pe lista de consilieri, le punea președintele PSD-ului. De acolo? De acolo. Puneau rudele, puneau prietenii, punea pe cine vrea. Dar nici de cum, apare un conflict. Nici de cum pe cei care puteau să aducă o plusvaloare în alegeri. Și atunci omul a spus, dom'le, nu merge așa. Adică eu nu mai pot să suport acest lucru. Și vreau să vă spun că sunt și alți candidați care nu mai suportă acest lucru. Și le sugerez PSD-iștilor să audă cu urechile în mod clar și răspicat. O spun din experiență și nu o spun din cărți. Candidații la primărie trebuie să fie și președinți de organizație. Iar președinții de organizație care iau să dea frâu candidaților la primărie, ei să stabilească consilierii
și poate de ce nu, până când candidează, să-i suspende pe președinții de organizație și să-i pună pe candidații la primărie să conducă și organizația de partid. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cumetriile ale președinților de partid nu sunt de aruncat și ei în continuare îndoapă pe lista de consilieri tot felul de indivizi care nu aduc nicio plus valoare candidatului care este din partea PSD-ului. Eu m-am mirat foarte mult cu aceste conduceri bicefare care sunt la mai multe localități și care, de ce nu, poate au pierdut și alegerile, cazul Motrului. Au pierdut alegerile practic din cauza lui Hanu, pentru că și-a numit oameni de-ai lui credincioși care n-au făcut altceva decât au sabotat pe candidatul care l-a avut la primărie și putea să câștige lejer primăria în condițiile în care au pierdut cu 200 ceva de voturi. Și cu 5 candidați, toți proveniți din PSD și care au mers... Cu 6. 6, da. 6 candidați de la PSD. Dumnealui, da. Exact. Deci nu se câștiga primăria lejer acolo la Motul. La pas. Dar el a creat hemoragia, au plecat vreo 4 sau 5 cu câte 500 de voturi. Corect. Din partid, ori 5, ori 500 de voturi, erau 2500, nu 250 cât îi trebuia candidatului ca să câștige. Deci atât că a dus o politică destructivă acest Hanu. Și dacă o duce în continuare, este treaba lui Weber și a lui Cosmin Popescu, că ei nu iau măsuri radicale. În condițiile în care ești cu astfel de conduceri bicefale, nu poți să ai niște rezultate pe care le scontezi. Deci atât de ce au plecat. Iar mi se pare absolut corectă și plecarea lui Adrian Tudor. Pentru că Adrian Tudor a așteptat și el. Viceprimar în 3-4 mandate, promovare, nimic. Și știi ce este și mai sunt și I s-a promis verbal constant că el va fi. Păi să nu pui niciodată bază pe vorbele lui Weber. Asta e. Pentru că Cosmin Popescu mai puțin se bagă în linia întâia și lasă linia întâia în mâinile domnului deputat. În mâinile lui deputatului Weber, care, iată, eu zic că este lipsit de management politic și de leadership-ul politic. Nu se face așa. O spune un om care am luat 3 primării și am adus la 19 primării. PNL-ul. PNL-ul. L-am adus de pe locul 4, pe locul 2, după PSD. Și în condițiile care atunci era bătălie la baionetă cu PD-ul de odată. Apoi era PD-ul. Mare bătălie. Da, la baionetă. Vreau să spun, când am câștigat în 2008 19 primării, am câștigat 16 și pe cei care au candidat din nou, 3, 19, în condițiile în care PDL-ul atunci cu toată cu tot mineritul și energia pe care le avea în mână și directorii și tot absolut, abia a scos 5 primari în plus. El a făcut de la 9 la 14 și eu am făcut de la 3 la 19. Nu-i tot una, nu? Da, un profit clar în dreptul PNL-ului. Și apropo de PNL, mi-aduc aminte, după terminarea facultății am cochetat câțiva ani cu Partidul Național Liberal. În 2007, în martie, am venit. Da. Erați președinte la județ, la municipiu era domnul Navlea. Da. Mi-l amintesc foarte bine și am ajuns mai devreme la o ședință de la municipiu, era ședința dumneavoastră la județ. Am intrat, am fost lăsat să asist, mi-a plăcut foarte mult cum conduceați. Deci clar era organizare, clar era... Și democrat. Da. Multă dar democrație organizat, în partid. Nu de bandadă. Dar organizat. Nu... Păi, indisciplina, dezordinea, nu poate să-ți aducă nimic bun. Corect. Nici în economie, nici în politică, nici nicăieri. Corect. Pentru că este o adevărată anarhie. Și în anarhie nu poți face nimic. De ce poporul german este un popor disciplinat și ordonat? Iată unde a ajuns. Noi nici de cum. Nu o să ajungem acolo și nu o să fim un popor germanic, pentru că este în firea și sângele noi nostru. Noi suntem balcanici. Noi suntem balcanici și mai mult decât atât, mințim, promitem, nu facem. Ipocriți. Și ipocriți. Și falși. Și trădători. Și tot ce vreți. Asta au dovedit o istoria de-a lungul anilor. Nu a descoperit-o Morega. Corect.
Ca să fim foarte clari. Deci iată că PNL-ul de fapt nu are o susținere foarte serioasă în rândul electoratului, mai puțin poate în Ardeal, acolo unde stă sunt mai okay. puternici și sunt ok și au primarii de municipii foarte buni, cam, cam pe toți în Ardeal, și atunci sigur că ei trag și organizațiile județene după ei. Dar în rest n-are lumea de ce să-i aprecieze. Așa cum v-am spus, pensiile nimic, alocațiile pentru copii. Avem cea mai mică alocație din Uniunea Europeană. Așa este. Și în același timp și salariile foarte mici. Pentru că una este vopsit gardul și alta este în interior, că nu e leopardul și e cățelul. Și ăla jigărit. Pentru că nu e posibil să spui că ai salariu minim 25 de milioane sau 24 de milioane, dar tu îi primești în mână 12 milioane. Corect. Deci atât că sunt foarte multe dificultăți și foarte multe probleme care sunt în sarcina guvernanților, dar ei ne-au omorât cu coronavirus, au omorât toată economia. Noi o să avem acum o cădere economică de până în 10%. Este inadmisibil. Unde era căderea de 10%, putea să fie și 12%. Și unde au făcut un împrumut de 9 miliarde 900 de milioane în luna iunie, cel mai mare împrumut, care l-au făcut vreodată vreun guvern într-o lună, puteau foarte bine să mai facă un împrumut și să mărească cel puțin pensiile mici până în 3-4 mii de lei, 30-40 de milioane de lei, în rol, în monedă veche, și în același timp rezolva problemele și cu alocațiile. Pentru că nu se poate să-ți iei o alocație la 30 de euro. Nu e posibil. Știți ce este trist? Cam acum un an clamau faptul că PSD nu vrea să mărească alocațiile. Vă amintiți? Și au depus ei lege, nu știu ce, acum sunt în aproape aceeași situație. Evident, au scuza coronavirusului și a crizei generate de coronavirus. Dar în rest, e aceeași situație. Domnul profesor, să ne înțelegem foarte clar. Criza au creat-o ei. Pentru că vă spun de ce. Ei nu cu 3 miliarde 100 de milioane de euro pot să anihileze efectele negative din economie provocate de criză, de criza coronavirusului. Și ei trebuiau foarte clar să înțeleagă că de fapt nu mai face injecții unui mort. În condițiile în care peste 75% din întreprinderile mici și mijlocii și 83% din cele din Gorj s-au suspendat sau s-au închis cu totul sau au închis cu totul sau au dat afară unul sau jumătate din salariați. Deci ce vrem să spunem din acest punct de vedere? Că de fapt ei trebuia să aloce cel puțin un calcul care era simplu, 15% din 200 de miliarde, trebuia 30 de miliarde să injecteze economia când am intrat în coronavirus. Nu la sfârșitul coronavirus, când întreprinderile au falimentat sau au terminat. Pentru că vă dau niște exemple. Franța a desfințat două fabrici de lactate. De la Dorna. Dorna Lactate, la revedere. Închisă și 600 de salariați sau mai bine au fost disponibilizați. Germania la fel. Și și-au relocat la ei în țară ca să nu să stimuleze economia lor. Deci atât ce înseamnă depinderea de capitalul străin. Capitalul străin este tot străin și tot hain. Nici de cum că este pus ca să rezolve și probleme sociale în România. Mă așteptam la fel să dezvolte industria alimentară, să dezvolte o serie întreagă de alte activități industriale. Nimic. Avem câteva mesaje de la internauți și iată, domnul Sorin Boza vă transmite salutări, se uită la emisiune și ne transmite de fapt și mie și dumneavoastră salutări. Și în egală măsură un domn spune: domnul președinte Danilie Morega, vă salut, sunteți cel mai bun organizator pe care l-am cunoscut. Mult succes în continuare în tot ceea ce faceți. Iată că... Vreau să le mulțumesc foarte mult la ambii care au dat mesajele și ne-au felicitat. Și sigur că din mine nici doi și nici trei nu poate să facă. Eu sunt un om realist,
un om care am lucrat în economie, care am lucrat și sub prefect și prefect la nivelul județului Gorj și în alte instituții, am fost președintele Fondului Proprietății de Stat și am știut cum să chibzuiesc în așa fel încât ca să țin sub control șomajul și să dezvolt cât am putut eu în perioada respectivă economia și să ajut oamenii în mod real, în special cei care aveau titluri de proprietate neprimite și deci erau, vremuri erau proprietari și le primea alți huligani, că nu pot să le spun altcumva, care s-au făcut stăpânii Târgu Jiului și au și sunt averi incomensurabile. Sunt mulți. Așa câțiva este. Mulți. Așa este. Sunt probleme. Într-adevăr, cum vedeți bătălia pentru ceea ce înseamnă alegerile locale, presupus a fi în 27 septembrie 2020, în ideea în care, iată, avem cele două mari și tari formațiuni politice, PNL-PSD, dar, în egală măsură, avem Pro-România, avem PMP, avem, hai să trecem și pe ALDE, că este acolo, iată, mai nou avem Partidul Verzilor, sunt USR-ul, sunt multe alte formațiuni politice care pot să facă un procent însemnat și care să strice niște calcule. Vă imaginați ce ar însemna, de exemplu, la Târgu Jiu, un consiliu local cu, nu știu, 5 partide. Ar fi... Da, sigur, dar probabil că și actualul primar care va fi candidat și cred și în mod sigur va și reuși să fie primar. Are prima șansă, într-adevăr. Marcel Romanescu, da. Trebuie să spună foarte clar electoratului. Vreți dezvoltarea municipiului? Vreți să realizez proiectele care le am în programul meu de campanie? Dați-mi și un consiliu local al favorabil. Meu. Favorabil. Pentru că dacă e să-l împarți pe partid de partidulețe, niciodată nu poți să treci o serie întreagă de proiecte pe care le ai de consiliul local, care este un fel de mini-parlamentul municipiului. Avem legislativul și executivul. Exact aceeași situație de la București. Exact. Deci, iată, dar alegerile locale, vă spun foarte clar, în ciuda faptului că managementul politic lasă de dorit la nivelul PSD-ului, PSD-ul va câștiga. Deci, eu critic acolo unde trebuie să fie critic. Dar sunteți realist. Dar sunt un om realist. Eu n-am nimic cu PSD-ul sau cu PSD-iștii. N-am nimic cu liberalii. Cu atât mai mult cu cât eu am fost liberal și am condus o organizație 9 ani și cu alți 3 ani, aproape 12 ani, care am fost la PNL Câmpeanu. Deci, să fim foarte clari. După care n-am mai făcut niciun fel de politică după 64 de ani, pentru că mi s-a părut să las locul tineretului și s-a văzut și după aceea ce a urmat. Și nu mai vreau ca să reiterez, să scot în evidență o serie întreagă de lucruri negative, pentru că ar însemna să trag jar pe turta mea. Oricum, să știți, am mai spus-o aici, fie la acest microfon, fie dincolo în studio de televiziune, în vremea în care erați parlamentar de Gorj și ați ajutat primari ai altor formațiuni politice, exact. Oamenii aceia n-au uitat și constant după aminteau de faptul că iată... Da, e vorba de fostul primar de la Daniel Tălești, Morega, da, în funcție primar, de la PNL, exact, a ajutat primar PSD. Actualul primar de la toți au recunoscut Cătune și o spun și mereu. Alții. Da. Pentru că v-am spus, pe mine nu mă interesa culoarea pisicii, cum a spus Mao Tse-dun, când s-au dus o delegație americană în vizită să întrebe cum se împacă comunismul cu două sisteme economice, socialist-comunist și privat, economie de piață. La care Mao Tse-dun, care sunt zeci de ani de atunci, spune așa: domnilor, eu v-aș răspunde printr-o zicală. Pe noi nu ne interesează culoarea pisicii, ne interesează dacă ea prinde șoareci. Corect. Dacă își face treaba. Exact. Iată și domnul Ion Răducanu spune: felicitări pentru emisiune, politicienii din Gorj ar putea să-și ia notițe. Mulțumesc foarte mult bunului meu prieten și un om admirabil, un om care este un patriot desăvârșit și care să dea domnul ca fundația sau asociația pe care o conduce să se transforme în partid și într-adevăr să avem și noi un partid naționalist românesc care se țină cu românii.
pentru că ne-am săturat de atâtea partide până acum care au tot vândut la România, au tot vândut, au tot distrus, au tot furat. Mai e nevoie și poporul să o mai ducă bine, pentru că el este într-o situație inimaginabilă. Un popor sărăcit, pe măsură ce au trecut ani, nu s-a mai cunoscut în România modernă. Și niciun stat nu este în halul în care suntem noi. Corect. Prefer mai bine să ne acuze că avem relații și cu China și cu Rusia, să ne acuze Uniunea Europeană, decât să fac tot ceea ce spun ei, să închid usine, să închid fabrici, să închid complexul energetic Oltenia, să-l trec pe gaze, pentru că așa doresc maharii care conduc Europa, Germania, Franța, Olanda și alții. Cum de fapt Zimmermann, care a fost vicepreședintele Comisiei Europene, în baza declarației lui Băsescu, care spune acum că s-au făcut o serie întreagă de dosare politice, de condamnări de primari, de președinți de consilii județene, de parlamentari, de miniștri, la presiune că era corupția mare în România. Ori corupția este peste tot în Europa. Pentru că cei care au corupt România ca să o distrugă, să o facă franjuri în halul ăsta și să promoveze de fapt tot felul de analfabeți din punct de vedere patriotic și al dragostei față de români, asta a fost și aici am ajuns. Așa este. Foarte, foarte scurt. Mai avem circa 2 minute până la finalul emisiunii. Cum vedeți bătălia pentru obținerea șefiei Consiliului Județean? Avem omul în funcție, Cosmin Popescu, președinte executiv la PSD, Gorj. De partea cealaltă trebuia să avem un om susținut de toată dreapta. Doar da, că se eu, pare că... Eu l-am criticat pe Cosmin Popescu pentru lipsa de o viziune în dezvoltarea turismului în Gorj, care, așa cum am spus, este o mană cerească pentru gorjeni. Ne-a fost dat. Ne-a fost dat. Ne-a fost dat să avem și oameni eroi ai istoriei, să avem și mănăstiri, să avem și locuri donate de Dumnezeu pe acest pământ, pe acest teritoriu din Oltenia, din Gorj. Și iată că, de fapt, n-am folosit deloc. Cred că își va remedia acest neajuns în legislatura viitoare și voi spune că el va câștiga categorii Consiliul Județean. Cosmin Popescu va câștiga Consiliul Județean. De altfel, are prima șansă, trebuie să fim realiști, să o recunoaștem, este în funcție, are mulți primari aproape. Și a sprijinit foarte mulți primari. Așa este. Și nu numai a sprijinit și de la PNL. Aici vreau să îl felicit pentru că n-a ținut cont de culoarea politică. Dar în același timp n-au avut orientarea și viziunea ca să țină legătura cu primarii în funcție, fapt care doi i-au pierdut, în loc să câștige alții doi de la liberal. La primarii PNL care au trecut dincolo. Nu la primarii PSD. La primarii PSD care au trecut la PNL. La PNL. Da. Corect, eu am greșit. Stimate doamne, am ajuns la finalul emisiunii. Ca de obicei, iată, zboară timpul. Subiecte, slavă Domnului, erau nenumărate, dar vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența și să continuăm disecarea situației. Pentru că, repet ce spuneam și în debutul emisiunii, faceți o radiografie pertinentă și aveți suficientă experiență încât să nu vă fie, nu teamă, nu-i cuvântul potrivit, să nu vă pese de faptul că v-ar judeca unii că țineți cu PSD-ul sau alții că țineți cu PNL-ul. Nu țin. Iată cu ce înseamnă spiritul echilibrat până la urmă. Exact. Nu poți să nu fii un om realist, ca și prietenul meu Ion Răducanu, care este un om extraordinar. Extraordinar și de inteligent și a scris foarte mult din acest punct de vedere și eu l-am sfătuit, cum l-am sfătuit de fapt și în mod direct face-to-face când ne-am întâlnit, să scrie o carte. Dragă Ani, cum îți spun eu, te rog, scrie acea carte la care m-am referit și știi foarte bine pentru că ai o serie întreagă de materiale care de fapt îi interesează pe tot poporul român și nu numai pe timișoreni sau județul Timiș sau Gorj. Așa este. Mii de mulțumiri, multă putere de muncă, să ne reauzim, să ne revedem sănătoși. Și eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc cu multă dragoste de oameni tuturor care ne-au ascultat și le doresc să fie mai combativi și să nu uite pe cine pune ștampila atunci când vin voturile alegerilor locale, fie că e președintele Consiliului Județean, consilieri județeni,
sau că sunt consilieri locali. Sau primari. Sau primari. În rest, s-auzim toate bune. Așa este. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.